Consiliul local Megidia se întrunește joi în ședința ordinară a lunii septembrie. Pe ordinea de zi sunt incluse spre dezbatere opt proiecte de hotărâri. Joi 21 septembrie, începând cu ora 17, la primăria Megidia va avea loc ședința ordinară a lunii septembrie a Consiliului Local Municipal în care vor fi dezbătute opt proiecte de hotărâri inițiate de primarul Valentin Vrabie, aprobarea regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și restituirea, predarea vehiculelor fără proprietar, stăpân sau abandonate pe domeniul public-privat al municipiului Megidia, aflat în administrarea DGDPP, modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Megidia, județul Constanța aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren domeniu privat al municipiului Megidia, identificat cadastral sub numărul 106.025, aprobarea inițierii procedurii de vânzare în condițiile articolului 1.2.3 aliniat 3 și 4 din legea numărul 215 per 2001, a imobilului teren proprietate privată a municipiului Megidia, identificat cadastral sub numărul 105.020. Aprobarea repartizării unor unități locative situate în bloc ANL. Aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparținând domeniului privat al municipiului Megidia, identificat cadastral sub numărul 108.281 aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Megidian. Megidienii pot participa la ședințele de Consiliu Local acestea fiind publice.